Bună ziua, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine ați venit la o nouă etalare! Voi face o etalare pe plan sentimental pentru zodia Scorpion, luna sau ascendent în zodia Scorpion cu tarotul și voi clarifica cu acest oracol și voi cer un mesaj din partea îngerilor la sfârșitul etalării. Dragii mei dragi, ce trebuie să faceți dumneavoastră este să vă gândiți la persoana dragă vouă și să descoperim împreună ce simte această persoană pentru voi, da? Ce face, ce dorește de la voi, ce gândește această persoană pentru zodia Scorpion, luna sau ascendent în zodia Scorpion. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Și dacă doriți o etalare în privat, dedesubtul acestui videoclip este adresa mea de mail, unde îmi puteți scrie și vă voi răspunde în prealabil. Haideți să vedem, dragii mei dragi, ce simte persoana la care vă gândiți, ce face această persoană. Zodia Scorpion, luna sau ascendent în zodia Scorpion. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în această zodie, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot. Haideți să vedem ce simte persoana la care vă gândiți, dragii mei dragi, ce face această persoană în momentul de față, cum este această persoană, ce dorește. Persoana la care vă gândiți e posibil în momentul de față să lucreze sau să fie foarte independentă această persoană. Poate unii dintre voi sunteți chiar singuri, văd că sunteți singuri sau ați eliminat anumite persoane din viața dumneavoastră. Și văd că vă axați mai mult pe independența noastră, chiar și pe cariera noastră, sau vă axați mai mult pe lucrurile care vă aduc plăcere, cum ar fi florile. Da, poate unii dintre voi aveți flori sau vă ocupați de flori, de agricultură, etc. Sunteți foarte creativi. Unele persoane dintre voi sunteți singure, văduve sau chiar ați eliminat pe cineva, ați ajuns la o maturitate, la o vârstă, unii dintre voi aveți o vârstă înaintată, alții ați ales să eliminați anumite persoane care nu mai au de ce să rămână în viața dumneavoastră. Pentru alții dintre voi, o femeie în semn de aer, gemeni în balanță, vărsător, vă gândiți la această femeie, vă gândiți că e posibil să fie într-o relație cu o persoană de altă naționalitate, altă cultură sau diferență de vârstă. Aici văd și zodia săgetător. Poate această persoană a trecut prin mai multe situații în viața sa, poate a avut chiar și două relații de căsătorie, poate are trei copii. Este posibil să fie într-o relație cu un semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, poate fi la distanță, poate chiar și peste hotare. Pentru alții, văd că sunteți cu o persoană care se axează foarte mult pe cariera sa, pe independența sa, pe creația sa, care știe să se facă respectată, știe să-și impună punctul de vedere, să comunice. Temperanța aici văd că e nevoie de un compromis, de un echilibru, poate fi o diferență între voi, de mentalitate, vârstă sau chiar de cultură, religie, naționalitate, etc. E nevoie de echilibru, de un compromis. Văd că va fi împăcare cu această persoană dacă ați fost separați, dacă ați fost singuri. Alții dintre voi vă axați pe propria persoană, pe vindecarea sufletului dumneavoastră. Vă axați pe sănătatea dumneavoastră, da? Alții văd că vă axați foarte mult pe spiritualitate. Sau vă gândiți la o persoană care e posibil să fie un terapeut, să lucreze în sănătate sau să fie foarte spirituală această persoană.
Văd că e nevoie de răbdare, de așteptare, de timp, să vă oferiți timpului timp. Unii dintre voi sau această persoană poate are nevoie de timp pentru a se vindeca de anumite răni. E posibil să fi luat o pauză între voi doi, sau să fie o pauză între voi doi și ambii să aveți nevoie de timp. Sau această persoană are nevoie de a-și vindeca sufletul sau chiar corpul fizic. Temperanța aici poate trebuie să meargă la un terapeut sau această persoană e deja un terapeut, da? Asul de monede, văd că această persoană va fi un nou început, da? Poate va dori un nou început cu dumneavoastră. Văd că dorește, va fi un nou început pe termen lung. Poate această persoană dorește o nouă relație. Văd că lucrează foarte mult la stabilitatea sa financiară. Poate va avea un nou contract de muncă sau se axează foarte mult pe stabilitatea sa financiară. Dorește această stabilitate financiară. Văd o persoană independentă aici și văd că e posibil să această persoană să se ocupe, să fie un terapeut și poate dorește un nou job, un nou loc de muncă sau chiar să înceapă un nou curs profesional, poate să se mute într-o nouă casă. Și văd că această persoană are sentimente pentru dumneavoastră, vă va trimite mesaje, comunicări, sunteți la inima sa. Foarte interesant. Foarte multe comunicări, mesaje, această persoană simte sentimente pentru dumneavoastră. Nouăle de monede. Nouăle de monede văd că este o persoană care stă foarte bine și singură. Văd nouăle de monede va avea multă abundență în viața sa, această persoană, prosperitate. Este o persoană care stă bine și cu propria sa persoană, oricum văd echilibru, vindecare. Această persoană este chiar și solitară sau stă foarte bine cu propria sa persoană. Văd intrări de bani aici, văd că se bucură și de confortul său zilnic. Nouăle de monede îmi spune că nouăle de monede cu nouăle de spade, această persoană este o persoană din trecut sau sunteți cu această persoană de 9 ani. Dar uneori văd că nu poate reuși să doarmă noaptea, are anumite frici sau își face tot felul de scenarii, gânduri negative această persoană. Are o frică în ce privește o instabilitate pe partea financiară. Se gândește la viitorul său, că se poate schimba acest viitor de pe o zi pe alta, adică se gândește la cei mai rău această persoană. Văd că este o persoană care meditează și spirituală, cum v-am spus, la persoana care vă gândiți, și-a regăsit calmul, echilibru și chiar este o persoană care a ajuns la pacea sa interioară. Da? Văd că are noroc la bănuți, poate v-a spus acest lucru sau va primi bănuți. Văd că va fi răsplătită pentru munca sa această persoană, pentru răbdarea sa, e o persoană moderată și știu să aibă răbdare. Văd că are un noroc, poate o intrare de bani, un acord, face afaceri cu alte persoane, este o persoană echilibrată, moderată și
Chiar este o persoană norocoasă, asul de monede. Îmi spune că, în ce privește stabilitatea sa financiară, e posibil să fie mai timidă și să nu-i placă. Îi place să fie stabilă, nu-i place bârfele. Poate a fost bârfită această persoană. 8 de bețe. Oricum văd aici că va avea binecuvântări. Da? Divinitatea va ști să o răsplătească. Sau poate această persoană va fi împlinită. Adică dacă lucrurile pentru această persoană au fost blocate sau între voi a fost un blocaj și ați avut discuții de la bani sau bârfe, în ce privește stabilitatea, în ce privește relația dintre voi, văd că această persoană are sentimente, are iubire, are dragoste pentru dumneavoastră și văd că veți fi binecuvântați sau e o relație binecuvântată din partea Universului și văd că va fi o aliniere, o iluminare și o relație împlinită. 9 de monede. Această persoană poate a fumat la viața sa și văd că a ajuns la un echilibru și și-a regăsit echilibrul interior pentru a renunța la fumat, la acest viciu. Este o persoană care nu primește pe oricine în viața sa. Este o persoană care știe să renunțe la anumite vicii, să spună nu la anumite vicii sau va reuși să spună nu la aceste vicii, să știți. Și văd că își va găsi vindecarea interioară chiar. 9 de spade cu stresul. Dar văd că poate are anumite dureri de cap pe această persoană sau este mai stresată. Poate e o persoană născută într-o zi de nouă, luna septembrie, sau o persoană născută în luna septembrie sau într-o zi de nouă, zodia fecioară, o poate stresa, îi dă bătăi de cap, e sub presiune din cauza acestei persoane, da? Și 9 de monede cu withdrawal înseamnă că s-a vindecat, s-a echilibrat în ce privește o persoană din jurul său care a avut vicii sau chiar această persoană a știut să se vindece și să-și regăsească echilibrul său interior în ce privește viciile, da? A știe să spună nu la anumite vicii. Haideți să vedem ce vă spun îngerii, copiii. E posibil unii dintre voi să vă gândiți la copii sau conexiunea ta cu copiii este o parte din scopul al vieții tale. Poate aveți copii împreună, da, poate aveți 3 copii și sunt departe de dumneavoastră sau poate scopul vieții voastre este copii, să aveți grijă de copii, să vă gândiți la copii, să vă rugați pentru copii. Haideți să vedem încă un mesaj din partea îngerilor și vi se spune să vă relaxați, să nu mai controlați tot cu orice cost, să nu mai controlați situații, persoane, pentru că ușile se vor deschide și în fața ta. Deci încearcă să te relaxezi, da? Pentru că oportunitățile și binecuvântările vor veni. Da, vei fi binecuvântat și văd că vei fi aliniat cu divinitatea și văd că vei fi răsplătit la rândul tău. Dragii mei, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul pentru că în acest mod veți primi notificări într-un timp real. Ne vedem la următoarea etalare. Vă doresc tot bine din lume, numai bine. La revedere, sănătate, Doamne ajută!